Salutare și bine v-am regăsit din nou, dragii mei. Credea cineva că am rămas fără idei? Nu, asta a fost directul plagiator. De ce suntem aici? Bună întrebare. Am lipsit o zi. Din ce cauză? Altă bună întrebare. Poate că așa a fost să fie, poate că ne-am plictisit. Nu, nu e adevărat. Am avut ceva treabă, dragii mei. Ca să zic, am fost în explorare de anumite lucruri. Tot în deal gaming-ului, ca să zic. De data asta vom continua cu a doua parte, cred, nici mai știu unde a rămas. Back, continue, I think. Așa, vom continua cu a doua parte din Whistleblower, din Outlast. Din câte țin eu minte, știu că parcă am rămas undeva, dar sincer să fiu, a fost o zi atât de încărcată. E ora 11:10. Aha, am rămas aici. Am rămas la partea asta, nici dracu nu mai știe ce anume trebuia să facem. Știu doar că parcă am ajuns aici, de pe undeva de sus. Așa. Și noi practic... Aha, mouse-ul. Așa. Bun. Și practic știu că trebuie să ajungem într-un loc. Anume. Așa și... Bă, dar ce cât merge mouse-ul așa de puternic? Stați așa un pic, două secunde, îmi cer scuze. Nu a fost să fie look sensitivity. I don't get it. Cred că ăsta e. Da, e mai ok. Sincer să fiu, nu asta a fost intenția. Știu că o să mă cac pe mine iar. Pe românește. După cum am mai zis, am scăpat de grăsanul la idiot și acum am notat de alt idiot care vrea să ne mănânce creierul. Deci, cât de interesant poate fi lucrul ăsta. Dar sunt un mare idiot. Trebuia să mă duc pe aici. Că din câte bănesc, pe aici trebuie să fie doctorul ăla. Trebuie să dăm peste el, nu? Așa cum am menționat, 10 și 10, nu voi face atât de mult de lungă acest video și era fata post asta. Pentru că am foarte mult de muncă mine, trebuie să fiu de vreme și în anumite locuri. Am așa o presimțire că trebuie să urcăm pe sus undeva. Nu. N-am nici ce mai băga pe aici. Ia uzi, doctorașul. Ce rahat a fost aia? Da, sincer să fiu, nu m-am așteptat la asta. Dar știu sigur că 100% voi da peste doctorul ăla. Nu știu de ce noi v-am venit în camera asta. Că practic aici nu-i nimic. Și ce mai știu este că pe aici trebuie să ies sau... Nu pot să cred așa ceva, du-te în morții mătii. Băi frate, deci, cum e posibil așa ceva? Da, n-am prins ideea asta, s-a stat în ușă. Bine, după cum am zis, și obosit. Da, mă rog, mi se pare foarte ciudat. Adică de-a lungul jocului să ai câte un maimuțoi din ăsta care să-ți scută nervii. Hai, papa, vezi, scrie-mi. Bănesc că pe aici trebuie să ajung eu.
Da. Faza e că... Nu înțeleg... Ce căcat... Da. Mă rog. Deci, un lucru știu că e sigur. Aia, să-mi place. Fă-i treabă. Fă-i treabă, fă-i treabă, Ethan. Vreau să zic, fă-i treabă. Aici e prin partea asta, nu? M-am mai liniștit. Păi stai așa un pic, și pe aici nu puteam să intru, sau? Că nu, nu, nu înțeleg. A, nu, e... Da, bine, era că mai geamă. M-am mai liniștit. Da, deci singurul... loc unde putem merge e pe aici. Bă, da, n-am mai fost pe locul ăsta. Aici am venit, practic, cum ar veni. Give me that battery. Hai, frate, pe bune. Mă, ce frate ăsta, mă? Se uită la bateria aia ca la... Ferească Dumnezeu. Nu, că era greu să se uite la ea, să o ia direct, știi? Deci pe aici, dacă țineți voi bine minte, ne fugărise Billy sau nu, ia loc, mă. Nu, nu vreau să fac asta. E posibil ca tu să mă omori. Find the main fail to shut down the gate to access the air loop. Aha, m-am mai liniștit. Cum pare că trebuie să apară norodul ăla pe aici. Nici nu m-ar mai mira. Document. Un caietel. Bine, bine, sincer să fiu. Ăsta nu mă sperie atât de tare. Adică, desperiat, nu mă înțelege de ce desperiat mă sperie. Dar nu la fel ca acela. Da, ăsta nu știe, vrea. Nu are treabă cu noi, e în lumea lui, băiatul. Încearcă să fac el ceva pe acolo, dar nu reușește. Știu sigur că, virgulă, pe acolo nu putem merge, că el încearcă să spargă aia. Deci, eu sunt speriat și vorbesc foarte mult. Deci, întâi, mă uit la locuri de evadare. În caz de ne fugărește domnul doctor, sau ce căcat naibii de rahat am pus-o fiul ăla, să avem pe unde fugi. Deci pe aici nu avem treabă. Deci pe aici nu avem treabă și pe aici trebuie să fie ceva. M-am mai liniștit. Deci ne-am dus bine. Păi și ce rahat am rezolvat? Am uitat pentru cameră ca să ies prin alta sau cum rahat vine asta? Da. Trebuie să fie o chestie foarte interesantă a ceea ce fac eu acum. Și aici, iată din asta. La fel, am intrat într-o cameră ca să ies prin alta. Așteptam să intre. Și când intră, fugim de el. Nu, nu e la cai, fraiere. Am înțeles de ea, de ce sunt aici sus. Da. Sunt ca să fugim de el. Da, du-te în morții, mătii! Băi, frate, băi, Frankensteinule!
m-am tocmai m-am căcat pe mine când te-am văzut. Normal că m-a fost mirosit. Dar tot nu înțeleg când eu naiba trebuie să mă duc. Aici? Da, mă, da, pe aici. Te rog, orice, dar te rog frumos să nu cadă acolo, te rog. Eram sigur. Deci eram sigur, era... Era prea vizibilă chestia. Și să, dacă vă întrebați, dar cum ți-ai dat seama că o voi chidea pe acolo? Păi, vă zic sincer, se vedea diferența de grafică la prostia aia. Și așa mi-am dat seama. Am văzut că trecut în spatele meu, mai mult ăla. Da, știu că o să se întâmple ceva groaznic, teribil. Așa că am tot dreptul să mă sperie. Nu știu unde era văd. Deci mai mult ca sigur o să mă întâlnesc cu doctor. Ia uze-l-ai. Faza faină este că nu știu când de cât trebuie să iau. Îmi băgă impresie că vă... Ce rahat ar vrea să hrănesc? Nu, mă, nu te ascunde morții, mă, că nu ai de ce să te ascunzi. Vai de viața mea. Pare că tot era aici.
pe urâte, mă. Deci eu trebuie să ajung pe undeva în morții de treabă, dar nu știu pe unde. Pe aici, dar sunt un dobitoc. E clar că sunt un dobitoc, că doar am văzut chestia aia acolo. Aha, guest room. Și de ce așa mă băgă, am băgă impresie că o să dau direct pe aici? Să dau că nu dau de altă. Băi, băi, ăsta e teribil de când să nu mai răbim. O mâine bună, asta. Ce anume trebuie să... închid. Și mai pleacă de aici sau nu mai pleacă? Nu pot să cred, du-te în morții, morțișorilor, mătii. Du-te în familia, mă, te desclăvoi ambulant. Băi, frate, băi, dar n-ai văzut așa ceva, mă. Dă-te în morții, mătii de sclav. Da, uite, mă, să fie lângă ușa, mă, panorama. Vai, dar lasă că te prind și pe tine, fătu-te în gură, dacă nu-ți fac și ție felul cum mi l-am făcut lui grasul ăla. Morții, mă, de paleta ambulantă. Și iar coborăm. Naiba să mă ia în parc, unde morți mă se apară. Dar nu văd niciun rahat aici.
ce naiba, a trecut unul pe aici, un nebun din ăla și mă dă de pământ. Futu-ți să-ți fut pe măta. Doamne, Maica Domnului. Păi... Dar nu mi se că m-am dus aiurea. Deci uite căcatul ăsta nu văd nimic. Saving. Uite. Nebunul, frate. L-ai văzut? L-ai văzut? Parcă vorbeam cu cineva, l-ai văzut? Nu numai că l-ai văzut. Și ce rahat fac în camera asta, dacă nu te supe când trebuie? Am venit și să mă uit la ceas sau ce naiba să fac? Să mă ascund? Dar nu înțeleg. Era tare, el se po- nu poate deschide și o să pot deschide, să deschid. Era clar treaba, că pe acolo trebuia să întâmple ceva. Oricum, o presimțire foarte mare că... Deci, la câtă liniște e aici, ceva super oribil. Și ceva de să ne căcăm pe noi. La propriu. Trebuie să se întâmple. Și partea interesantă este că eu tot nu-mi dau seama care e marea chestie. Deci pe aici nu pot merge, da? Asta e închis. Dar era fain să fie o gaură acolo, pentru că vreau cam mult, ce-i drept. Ok, și de ce noi am venit aici atunci, dacă noi nu avem treabă pe altă parte? Nu-mi văd logica, nu văd sensul. Poate că nu trebuie să fim pe aici. Aora e un nebun dintre la... E un nebun dintre la psihopat. Da. E clar, treaba pe aici trebuie să intrăm. Sau nu? Deci, aici nu putem face nimic. Aici am venit. Ești pe unde morții, mătii? Fratelele meu, eu mă depărtez, eu fug. Pe aici nu am venit? Nu. Nu am venit pe aici. Nu am venit că am început să cânte muzică. Baterie ceva pe tine, nu ești tu?
Mai am 4 amorete de baterii. Ce faci, tipul? Da. Trebuie să mă sperii dacă te vedeam, cred că. Noroc că am căzut jos. Dacă nu cădeam jos, cred că sigur mă căcam pe mine și puneam punct aici. Bă, dar e ceața asta densă. De frate, nu văd nimic. Deci vorbesc foarte serios, nu văd niciun rahat. Bănesc că dacă chic pe acolo, cred că mă duc pului dezestre, nu mor. Da, m-am liniștit. De ce am impresia că trebuie să mă duc aici, ori așa? Ok, de acum pe aici. Pe aici nu pot. E, și atunci ce rău trebuie să fac fratele meu? A, uite mă, puteam să sar peste asta. Bă, dar tot e moarță, mă, că de sinistru poate să fie. Oricum, la următoarea fază care o să se întâmple, că ne speriem, că noi ne speriem la următorul save, punem pauză, eu am zis punem punct. Punem pauză și... și cam asta ar trebui să fie încheierea. Chestiunii, da, trebuie să ne urcăm sus, m-am liniștit. Cam asta ar trebui să fie încheierea, deci dacă avem un save undeva... Bun, saving. No, bine, dragii mei, cam atât pe seara asta. Așa am zis că nu filmez mult, dar se pare că am depășit de cât trebuie să filmez, dar ce bine. Așa și ne găsim cu bine data viitoare la următorul clip. Vă pup și numai bine, să vezi grijă de voi, pa, pa.